Ziua tuturor, sunt Tarotela, cu etalare pentru cei născuți în semnul Taurului sau care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur pentru iunie 2019. O să încep etalările, pentru că de fapt într-o înregistrare sunt vreo 3-4 etalări, dacă stau să le iau în considerare pe fiecare. Sper măcar o parte din ele să rezoneze cu unii dintre voi, evident nu cu toată lumea, pentru că nu mă pot conecta la toți, mă conectez la un grup, eventual. În funcție de etalare, pot să fie grupuri diferite. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru răbdare. Asta e. De data aceasta ați fost ultimii din cauza vizionărilor. Poate data viitoare veți fi primii. Sper să rezoneze ceea ce se vor dezvălui în cărți. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentariile frumoase, pentru susținere, pentru abonarea la acest canal și sper să găsiți în continuare lucruri frumoase și interesante. Nu doar etalări. Ce-au vrut să sară? Dragii mei tăurași. Dragii mei tăurași, unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Dar evident că nu toată lumea va avea de-a face cu un semn de foc și atunci încearcă mai multe variante. Unii dintre voi vă simțiți foarte pasionari. Începeți o aventură cu cineva. Poate să înceapă aventura mai mult la nivel fizic, sexual, rămâne de văzut dacă se va merge mai departe. Pentru alții care nu aveți parte de așa ceva, poate să începeți o aventură, eu știu, în niște locuri să călătoriți, în niște locuri exotice, după cum vedem aici, niște piramide. Evident, nu e obligatoriu ca toată lumea să meargă în Egipt. Puteți să mergeți în China sau în America, da? Ideea este că vă doriți să vă mișcați și dacă nu vă puteți mișca în afară, da? Simțiți nevoia să călătoriți, poate plecați în concediu unul dintre voi sau pur și simplu simțiți nevoia să acționați într-o relație pasională, că vorbim de bâte. Poate să acționați în viața voastră într-un fel pasional. Încerc să dau mai multe variante, vă alegeți ce rezonează cu voi. Nu toți vom acționa și nici nu e normal să reacționăm toți la fel, că nu suntem roboți, da? Fiecare acționează într-un fel. E o carte care are o energie, da? Unii dintre voi puteți să fiți mai jucăuși, alții aveți de-a face cu un jucăuș. Atenție, doamnelor, dacă aveți nevoie de o relație stabilă, dacă această persoană este prea jucăușă, să nu vă ardeți, că avem de-a face cu bâte, da? Cu un semn de foc. Repet, nu trebuie să fie persoana semn de foc, orice semn poate să fie, să se manifeste cu această energie. O pun la loc și o vom citi la timpul respectiv. Explica, eventual, dacă vrea să apare. Din seria Îngerilor, îngerii au vrut să vă transmită un mesaj special unora dintre voi. Unii dintre voi aveți de rezolvat, fiți atenți, niște șabloane relaționale. Poate, și aici trebuie să lucrați profund la nivel psihologic și nu doar și spiritual și karmic. Unii dintre voi ați intrat într-un șablon familial, eu știu, social, de care ar putea fi relațional. Adică relațiile pe care le-ați avut până acum s-au încadrat în niște tipare. Și nu vă puteți manifesta această dragoste adevărată, nu vă puteți manifesta sufletul geamăn, sufletul pereche, persoana care vă e destinată datorită acestui trecut. Simt că e vorba mai mult de un trecut, poate să fie și prezent. Ideea este că trebuie să lucrați la aceste șabloane. Da? Să recroiți ce? Tiparul ca să poată intra acest suflet pereche în viața voastră. Este aici, este în preajmă, dacă nu v-ați întâlnit încă, poate unii dintre voi vorbiți cu această persoană, dacă nu vorbiți, plutește în aer întâlnirea cu această persoană. Eventual, poate să fie și varianta cealaltă. Ei au de rezolvat această dragoste adevărată, sufletul vostru pereche sau poate amândoi, da? Aveți de rezolvat această problemă. Asta e. Se întâmplă pentru că cine a citit psihologie știe, cine nu trebuie să se documenteze, avem obiceiul de a copia relațiile părinților noștri, într-un fel sau altul. Chiar și meseria o copiem, chiar și obiceiurile proaste, chiar și cele bune.
O să amestec încă o dată cărțile. Taur, Soarele, Luna, Venus, Ascendent în Taur, iunie 2019. Și acum, pentru că aceste cărți au fost amestecate, doar le tai. Taur, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Taur, iunie 2019. Să vedem ce aveți pentru iunie. Posibilități. A mai avut cineva, cred, cartea asta, nu știu cine. Receptivitate, regina de cupe, semn de apă, semn de foc, semn de apă, mai mult sau mai puțin, repet, e vorba de energie. Ce înseamnă apă? Apă înseamnă emoție, foc înseamnă pasiune, eventual nevoia de a vă exprima fizic sau pasional într-o direcție. Breakthrough. E similar justiției, eu... Rupeți cu ceva, rupeți cu ceva. Spargeți acele tipare despre care am vorbit. Doamne ajută! Și conștiință, trezire. Trezire. Foarte frumos, foarte frumos, Tauri. Ce avem aici? Semn de pământ într-un final. Ghidare. Unii dintre voi aveți o prietenie. Da. Dacă nu în ultima vreme, cât de curând, pentru că o etalare se poate să fie un mesaj din trecut, neobligatoriu, pentru că Universul nu are calendarul nostru, da? În trecut sau de curând, ați prins curajul să pășiți mai aproape de împlinirea unui vis. Ce înseamnă acest vis? De întâlnirea cu acest suflet pereche, flacără, geamănă, dragostea adevărată. Deocamdată este doar un vis. Dar ideea este că trebuie să renunțați la această presiune la care ați fost supuși de o relație, de o căsnicie nefericită sau de acele șabloane relaționare despre care am vorbit. Pentru că aveți aici sufletul pereche, da? Prietenia. Cum începe o relație profundă, o dragoste adevărată? Începe cu o prietenie, da? O legătură emoțională. Acești doi pom parcă se îmbrățișează, parcă se transformă într-unul. După ce ați experimentat o perioadă de, să zic, captivitate, de restricții, nu neapărat captivitate, restricții, poate la nivel relațional. Și în această perioadă ați primit un ghidaj de la îngeri cum să vă eliberați. Probabil știți să faceți afirmații, știți să faceți anumite lucruri care vă ajută să vă eliberați și să veniți în întâmpinarea acestui suflet, da? Suflet pereche, asta înseamnă prietenia acestui suflet pereche și să veniți sau să puteți să materializați acest vis frumos, da? Aveți un ghidaj. Avem îngeri care vă inspiră. Și să nu uităm că îngerii vă inspiră prin vise, prin melodii, prin articole citite, dar și prin persoane, da? O etalare astrologică, de tarot, sau pur și simplu o discuție cu cineva. Începe să vorbiți despre politică și ajunge să vorbiți despre relații, psihologie și chestii oculte, magice și aflați cum să vă eliberați. Da, și să manifestați acest suflet pereche. Aveți aici iar un 2, 2 de cupe mai devreme și două posibilități. Da? Ori aveți de ales între două persoane, ori între două direcții. Direcția ar fi ori căsnicie și nouă relație, ori profesie și relație, două direcții. Trecutul și prezentul. Pe un drum vă învârtiți în cerc, în acele șabloane relaționale, pe altul mergeți către destinul vostru. Trebuie să alegeți. Și alegeți cu înțelepciune, dar alegeți ceea ce vă pasionează. Și trebuie să vă analizați profund și nu doar așa. Trebuie să lucrați cu spiritualitatea voastră, cu chakrele voastre. Aceasta este similar reginei de cupe. Semn de apă, mai mult sau mai puțin pești, rac sau scorpion, nu este obligatoriu. Poate o persoană sau pur și simplu voi trebuie să manifestați această receptivitate. Eu cred că unii dintre voi trebuie să începe să ieșiți din acele șabloane, că doar ați primit ghidajul, da, e aici, sunt aici îngerii, să ieșiți din această cușcă, da, să zburați,
spiritual, mai aproape de sufletul vostru, telepatic, în 5D să vă întâlniți, să vă iubiți acolo ce faceți voi. Da? Ideea este că trebuie să fiți receptivi, să primiți din partea Universului darurile, vibrațiile. Dar cum puteți să faceți asta? Decât rupând cu trecutul, spărgând barierele, zidurile, aceste... Ia uite, că și avem aici supresiune. Unii ați fost supresiune, da? Și n-ați putut manifesta acest vis frumos. Și totuși aveți curajul, da? De ce frumos? Aveți curajul de a merge, curajul de a merge pas cu pas mai aproape de acest vis. Ce frumos se așează. Deci nici nu trebuie foarte mult să poți să înțelegi aceste cuvinte. Unii aveți de a face cu o persoană foarte învățată. Aveți aici masterul, profesorul, ori o persoană foarte învățată, ori trebuie să vă conectați la un învățător spiritual. Fiecare ce învățător, de ce învățător e atras? De Isus, de Buddha, de Osho, de Rumi, care este maestrul meu. Și, eu știu, fiecare. Și în momentul în care spargeți aceste tipare, le recroiți, da? Rupeți și recroiți. Puneți cărămidă peste cărămidă, dar într-o altă formă. O formă care este în concordanță cu ceea ce primiți ca și ghidaj divin. Și nu doar primiți acest ghidaj divin și vă ajută să vedeți în spatele lucrurilor, în spatele oamenilor. Oamenii, ca și în această poză, arată adesea ca niște umbre. Sunt atât de robotizați și doar câțiva au undeva în sinea lor un spirit care arde, un spirit viu. Și sunteți chemați să descoperiți acel spirit cu care vă puteți conecta, da? Da? Cu care vă puteți conecta, cu care puteți crea o prietenie și o dragoste profundă. Acel spirit care de fapt este visul vostru din totdeauna, nu doar din viața asta, poate și din alte vieți. Pe de altă parte, și voi, spărgând aceste tipare, renunțați la umbra care vă înfășoară, la întunericul care, eu știu, s-a coborât asupra unora dintre voi și vă descoperiți această esență. Vă descoperiți esența, dar doar alegând ce? Alegând totuși o direcție emoțională și spirituală. Mai puțin pragmatică. Pragmatici ați fost până acum. E cazul să ne schimbăm, să ne pregătim pentru vremurile care vin, pentru 2020, schimbarea, marea schimbare. Da? Bine, a început de acum, a început de câțiva ani. Dar atunci va fi conjuncția mai intensă, provocarea. Da? Înțelegeți? Înțelegeți. Vă rog să-mi transmiteți, acesta a fost un mesaj, aceasta a fost o etalare, urmează alta într-o înregistrare, după cum vedeți, am mai multe etalări. Da, ia uite, ce am mai vrut să sară, 8 de spade, blocaj mental, probabil că voi ați fost blocați mental în niște relații, v-ați făcut griji și n-ați găsit soluții. Cum să materializați această întâlnire? Eventual... creștere spirituală. Taur, soare, lună, Venus, ascendent în Taur, iunie 2019. Asta pentru că am avut cărțile, cartea de la început. Taur, soare, lună, Venus, ascendent în Taur, 2019, iunie. Cruce celtică, pe întrebări. Central, ia uite. Dacă a fost mai devreme cușcă mentală, grijă, acum avem 10 de spade. Îmi pare foarte rău pentru voi, dar, deși arată rău, în spatele acestui rău, n-are ce să mai fie decât bine. Sau în față, mai bine zis. Lăsați în spate tot răul, toate trădările, toate durerile, toate minciunile, tot și mai ales, aceste spade, cu al fiecare spadă tăiați fiecare legătură karmică pe care ați manifestat-o în trecut, pe care ați experimentat-o în trecut, inclusiv cele din viețile anterioare. Da? 10. Final. Final de durere, de trădare, de suferință, de boală, de ce-ar fi. Renaștere. Este similar, arcană minoră, dar similar cu moartea și reînvierea, pentru că avem aici un soare care... se poate ridica. Deci poate fi un răsărit la o nouă viață.
O trezire la o nouă viață, dar trebuie să smulgeți aceste săbi, să tăieți, să tăiați, scuzați-mă, să tăiați legăturile cu cei care v-au provocat atâta durere. Poate să fie semn de aer, dar nu este obligatoriu. Sărăcuțele semne de aer nu toate provoacă asemenea efect. Orice semn poate să provoace așa ceva. Poate sunt mai multe relații. Am spus, poate sunt mai multe relații de care trebuie să scăpați. Ce vă provoacă? 9 de monede. Ar putea fi o fecioară, dar cred că poate să fie foarte bine și un tarot, pentru că avem semnul lui Venus. Poate să fie și Capricorn, pentru că e semn de pământ, monede. Dar poate fi oricine. Cred că, vorbind la modul general, provocarea este să vă găsiți independența financiară. Și nu doar financiară, pentru că avem 9. 9 este un număr spiritual. Și cred că e vorba de a vă găsi bucuria integrării cu toate reușitele voastre și financiare și profesionale și intelectuale că avem în vultur, integrarea cu natura, eventual, poate unii dintre voi sunteți chemați să vă conectați mai mult la natură ca să vă atrageți această abundență. E similar împărătesei, varianta mică. Deci aici este provocarea, să lăsați în urmă trecutul și să ajungeți aici la această stare de confort, de mândrie, da, mândrie la modul frumos. Sunteți mândri de ceea ce ați făcut, da? Trecutul îndepărtat, poate sunteți voi, poate e alt semn de pământ. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede vine foarte greu. Poate ați început un proiect, o relație cu cineva și înaintează greu. Se dezvoltă greu. Poate. Pentru că, e de înțeles, ați experimentat multe dureri, multe, și boală, și suferință, și frici, și tot ce poate manifesta cineva negativ mental. Și din acest motiv sunteți precauți. Probabil că ați început să fiți mai precauți din timp. Dar nu e suficient, trebuie să tăiați aceste legături ca să vă bucurați, da? Să vă bucurați această stare. Am zis, nu e obligatoriu să fie persoană? Poate să fie stare. Că sunteți voi aici, că e altcineva, îmi place să citesc mai mult energia. Trecutul apropiat, moartea, superb, superb. Nu trebuie să ne speriem de moarte, pentru că după moarte vine o nouă viață. Am zis, am vorbit de moarte, că e similar. Poate unii aveți de-a face cu un scorpion sau aveți planete în scorpion care vă dau șansa transformării radicale într-o zonă. Vorbim de relații pentru că au fost și cărțile care au atras atenția asupra acestui aspect. Dar este posibil să fie și o transformare financiară. Poate unii trebuie să renunțați la niște relații și să vă bucurați de o oareșcare independență. Să vedeți ce bine e să fii singur. Să faci ce vrei. Nu neapărat! Să te duci cu cine vrei, nu să te poți bucura de natură, de cărți bune, de prieteni de calitate, de reușite, proiecte toate, dacă aici avem un proiect, toate proiectele reușite, să nu vă mai împărțiți timpul și energia cu nu știu câți oameni care vă trădează, ci să investiți tot ce aveți mai bun în dezvoltarea voastră. Da? În trecutul apropiat ați rupt sau ați început să rupeți cu trecutul. Poate unii dintre voi ați început să și înviați. Poate. Rămâne de văzut. Avem Scorpion, avem Pluto, avem transformare de două ori. Și este superb, nu trebuie să ne speriem. Este posibil, deși n-am văzut cărțile care apar, unii dintre voi să fi pierdut pe cineva într-adevăr de curând. Mi-ar plăcea să cred că pierdeți vechea persoană și vă pregătiți de noua. Pentru că e frumoasă aici provocarea. E abundență. Uf, diavolul. Diavolul, diavolul. Energia care guvernează această lună poate să fie un capricorn, poate să fie o persoană toxică sau pur și simplu aceste relații toxice pe care sunteți invitați să le tăiați definitiv. Să moară, omorâți diavolul, că altfel vă distruge el pe voi. Omorâți diavolul,
Diavolul înseamnă foarte multe. La modul simplist, făcături. Da? La modul băbesc. Da? Dar înseamnă și frici, înseamnă și ego, înseamnă și acele șabloane relaționale, da? Legăturile astea ca în lanțuri de persoane care nu vă merită, care nu vă cresc, care nu vă dau voie să vă bucurați de esența voastră. Pentru că sunteți guvernați de Venus. Venus este cea mai frumoasă planetă. Da? O planetă benefică. Și nu puteți, datorită acestui Saturn sau Pluto, da? Evident, nu e obligatoriu să fie Capricorn, iar pentru mine diavolul înseamnă și Scorpion. Dar sunt... Orice zodie poate să se manifeste în halul acesta de negativ. Nu vreau să ne fixăm pe anumite zodii, că sunt Capricorn foarte frumoși, sunt Scorpion foarte frumoși, deși lumea îi înțelege mai greu. E doar o energie. Trebuie să scăpați de acest diavol. Poate să fie și un șef la locul de muncă, un coleg, colegă, cineva toxic. Poate să fie chiar și un părinte. Poate să fie și un copil și un soț, o soție. Nu contează. E o persoană toxică. Încă vă influențează. De a avem provocarea este să fiți frumoși ca această persoană. Să fiți frumoși. Interior vorbind. Că în exterior sunteți frumoși. Ia, uite, vai, vai. Oh, viitorul apropiat, îndrăgostiții. Am zis, a apărut și visul. Ori vorbiți cu cineva, ori vă întâlniți în curând, da, viitorul apropiat cu o persoană care vă va completa perfect. Îndrăgostiți, sufletul pereche, flacăra geamănă pentru unii dintre voi care chiar meritați, că nu oricine merită flacăra geamănă, da? Și trebuie să tăiați cu trecutul. Și aici e provocarea. Aici este provocarea. Rămâne să vedem ce alte cărți mai apar. Poate în curând descoperiți că v-ați îndrăgostit de cineva și asta tocmai pentru că experimentați o stare de obsesie, de intoxicare. Diavolul este, are și varianta lui bună, intoxicare cu dragoste. Cine citește poezii despre, scrise de Rumi, poate să înțeleagă acest concept, să fii intoxicat de dragoste. Da? Și atunci are și o latură frumoasă acest diavolaș. Unii dintre voi sunteți atât de îndrăgostiți încât v-ați dori să încercați orice cu persoana de care v-ați îndrăgostit. Dar v-am zis, vă luați mesajele pentru că sunt mai multe variante. Mie îmi place să văd și partea bună, nu doar cea negativă. Gemeni. Poate pe parcursul zodiei gemenilor trebuie să alegeți între relațiile vechi și sufletul geamăn. Sufletul pereche. Da, avem aici moartea. Eventual, chiar și această relație poate să pară toxică, dar trebuie analizată bine. Pentru că una e să fie toxică și alta e să vă intoxicați voi de prea multă dragoste. Înțelegeți? Sfat. Asul de spade. Cum am zis, manifestați claritate mentală. Tăiați aceste legături karmice. Tăiați diavolul bucățele. Semn de aer, mai mult sau mai puțin, gemeni, balanță sau vărsător. Dar sfatul este să preluați voi comanda minții voastre în cazul în care cineva are de-a face cu o relație toxică, în care e manipulat, este o persoană obsedantă, în fine, da? Dominantă. Sau care își proiectează fricile pe voi, da? Și poate și așa. Au acele stări de victimizare care efectiv vă intoxică și nu vă dau pace, nu vă puteți bucura de starea aceasta frumoasă. Manifestați claritate mentală. În primul rând pentru sănătatea voastră și apoi a relației care stă aici să existe, dar numai în dreptate și în adevăr. Exterior ce aveți? Da, e clar. Cineva, pentru unii dintre voi,
Există o persoană care vă influențează întregul peisaj într-un mod negativ. Șapte de spade poate să reprezinte minciunele, poate să reprezinte manipulare mentală, strategii de cucerire a unui suflet pereche. Ar fi bine să nu apelați sau să nu lăsați pe cineva să încerce să vă manipuleze mental, chiar și sexual. Manifestați dreptate. Da? Aici este sfatul. Dreptatea, adevărul. Mintea clară. Mintea brici. Bine, și acesta are mintea brici, dar scopul este negativ. Există cineva care vă manipulează. Nu știu cum, voi știți cum. Este influență exterioară. Deci nu e vorba de autosabotaj acum. Nu, cineva chiar vă manipulează. Și atunci aveți de ales între persoana care vă manipulează și eventual, poate această persoană între care trebuie să alegeți legăturile karmice din trecut, da, tot acest trecut neguros, și o persoană independentă. Poate nu sunteți voi, poate este altcineva, nu contează semnul. E o persoană independentă, creativă, pentru că vorbim de Venus, care are multe realizări și foarte spirituală. Foarte spirituală, pentru că un om spiritual nu stă. Nu stă în aceste vibrații. Un om spiritual știe să aleagă calea cea bună. Ați avut două posibilități, da? Alegeți calea cea bună. Și aici este provocarea. Ori rămâneți în această energie, da? Ori alegeți persoana aceasta. Repet, nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Nu e. E o persoană stabilă, o persoană cu mintea clară, care nu creează iluzii, care nu vrea dependență, nu vrea obsesii. Judecata. De ce vă este frică de judecată? Pentru unii dintre voi, la modul băbesc, da, să o luăm și așa, vă este teamă cumva că nu veți ajunge în rai datorită acestui trecut, da? Că nu veți primi, nu veți face față judecății finale. Pentru că vorbim de judecată. Pentru alții, la modul mai contemporan, să zicem, judecata poate să fie o a doua șansă. O a doua șansă la o viață nouă, că vorbim de moarte și înviere. Vreți, sunteți conștienți că vreți să rupeți cu trecutul, dar nu știți dacă aveți forța, dacă vă veți putea ridica la această misiune spirituală, că am vorbit iar de spiritualitate. Eventual, eventual să vă bucurați de această stare. Dacă nu e o persoană, e o stare. Dar avem îndrăgostiții. Este foarte posibil să fie un suflet pereche în preajma voastră de care nu vă puteți bucura pentru că trebuie să renunțați la trecut. Altfel nu, nu se poate. Și aici este teama voastră că nu vă puteți împăca. În ce sens împăca? Dacă e suflet pereche, suflet geamăn, este vorba de o împăcare generală, nu că v-ați fi supărat, musai sau separat în viața asta. Separarea ține de o altă viață. Da? Și nu vă puteți întâlni în această viață până nu renunțați la ce ați experimentat până acum. Înțelegeți, da? Ce vă doriți, magicianul? Iar avem semnul fecioarei sau al gemenilor. Amândouă sunt prezente, dar repet, nu este obligatoriu să vorbim, să ne fixăm pe zodii. Vreți să manifestați acest suflet pereche, această dragoste mare, vreți să manifestați. Bănuiesc cu acest mincinos care e influență exterioară, bănuiesc că nu veți alege, sper din tot sufletul, să nu alegeți varianta negativă, manipulatorul. Există și șansa aceasta. Avem un manipulator, pe de-o parte, din trecut. Dar eu simt în acest context că vă doriți să manifestați această judecată, să manifestați această abundență sau această persoană, da? Vă doriți să manifestați. Aveți multe de învățat și, în primul rând, repet de câte ori pot, trebuie să tăiați în trecut și să vă exprimați clar, concis, corect, să spuneți adevărul.
despre voi. Și ce înseamnă magician? Înseamnă să aveți toate resursele. Dacă vă lipsește ceva, evident, această minte clară, nu puteți manifesta fără o minte clară. Dacă vă lipsesc emoțiile, nu puteți să manifestați fără emoție. Vă trebuie toate cele cinci elemente, inclusiv credința, credința, spiritualitatea. Fără spiritualitate, că am vorbit iar. Poate unii dintre voi, o să vă explic odată ce înseamnă manifestor. Aveți de-a face cu un manifestor și vă doriți acest manifestor în viața voastră. Oh, ce frumos, ce frumos, mă bucur mult. Aveți doi ași și un magician. Vă mai trebuie. Probabil unora le lipsesc, nu v-ați conectat la emoții, cum am vorbit și mai devreme, și atunci, ca să deveniți manifestor, magicienii vieții voastre, să manifestați acest suflet pereche, vă trebuie minte clară și o inimă deschisă. Pentru unii, da, suflet pereche, o nouă dragoste, o nouă ofertă divină, cea mai frumoasă, da? Și afară de oferta aceasta divină, afară de un suflet pereche care vă poate iubi cu adevărat, mai este ceva. În momentul în care renunțați la acest trecut, s-ar putea să experimentați, iar de-aia avem și diavolul, o stare de vină. Vă simțiți vinovați sau poate complexați că ați experimentat chestii atât de negative în comparație cu ei, poate, da? Și trebuie să învățați, pentru că asta înseamnă asul de cupe. Nu înseamnă doar dragoste, nu înseamnă doar o persoană în semn de apă, peșteră sau scorpion, deși nu contează semnul. Nu înseamnă doar o nouă relație sentimentală, emoțională, înseamnă și vindecare. Cupa aceasta poate să aibă niște medicamente spirituale, evident, pentru sufletul vostru, pentru inimioara voastră. Da? Înseamnă vindecarea voastră de acest trecut, că doar vorba aia, vă ridicați din morți, sunteți foarte, foarte bolnavi sufletește. Unii dintre voi și aveți nevoie de vindecare și aveți nevoie să vă iubiți voi pe voi înșivă, pentru că în momentul în care vă iubiți, puteți să și primiți, puteți să recunoașteți dragostea adevărată. Altfel, nu avem cum să recunoaștem dragostea adevărată decât atunci când știm să ne iubim pe noi înșine. Și n-aș vrea să mai văd ce este după. Sincer, nu vreau. Aveți aici 8 de cupe, lăsați în urmă, da? Mergeți către 9, către bucurie, da? 8 și cu 1, 9. Bucurie. Mai avem aici un 9, da? Bucurie, semn de apă. Posibil, pentru unii, un semn de apă intră în viața voastră, dar cred că, da, ați fost supărați. A, aveți un regi. Ia, uite, da, aveți un regi. A intrat cineva. Puf, puf, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Sunteți în discuții cu cineva, da, semn de pământ, aici, regele de monede sunteți voi. În discuții cu cineva, semn de apă aici, clar. Sau cu planete multe în semne de apă. Aveți 10 de cupe, fericire maximă. Cavalerul de cupe. Un mesaj de dragoste sau cineva care vine într-un mod foarte delicat în viața voastră, într-un mod poetic. Cavalerul de cupe e poetic, e visător, e artist în felul în care iubește. Iubește frumos, nu iubește vulgar. Avem regele de cupe și totuși, deși vrea să-și ofere dragostea, se controlează emoțional. Regele de cupe are un ocean de emoții, dar se controlează. Ce frumos! Da, și cred că, pentru că avem regele de monede aici, sunteți voi, vorbiți cu cineva, unii dintre voi, sau poate spionați, sau poate spionați. Așa, e un pic cam supărată persoana, poate datorită unui trecut, că am zis că acele șabloane poate se referă la ambele persoane, nu doar la voi. Există un conflict interior și în voi, poate și în ei. Există o nevoie de vindecare, da? Patul de spade, vindecare de niște răni ale trecutului și eliberare emoțională de tot ce nu a fost satisfăcător și mergeți către 9 pentru că aveți, dragii mei, și 10. Da? 9. Asta e dragoste de sine și apoi vine cavalerul de cupe și ajunge și la 10. Dragii mei, vă doresc dragostea asta minunată, dar rezolvați-vă problemele. Frumos, frumos, frumos. Ideea este, vă arăt imediat,
Cred că pentru unii vine această relație într-un mod fulgerător, ca biciu vine. Deci am zis așa, vă arăt imediat. Vă arăt imediat. Cine are sub 18 ani, vă rog, închideți, vă uitați la altceva. Acum vorbim ca între oameni mari. Un set de cărți intime. Înainte de a face etalarea intimă, au sărit niște cărți pe care vreau să le explic pe scurt. 8 de bâte, semn de foc, mai mult sau mai puțin, și cavalerul de spade, semn de aer. Ideea este că am simțit altceva referitor la aceste cărți. După cum vedeți, acest cavaler de spade e cam obrăznicuț, cam dominant. Ori aveți a face sau sunteți într-o stare de dorință atât de mare încât vreți să treceți de la reciprocitate la o dorință de a domina sau de a fi dominat. Pe de-o parte, varianta scurtă. Mai este o altă variantă. Simt că dragostea adevărată, care vă transformă spiritual, o dragoste în care vă oferiți și unul altuia, o dragoste ideală, în care creșteți, că doar e vorba de grădină, de abundență, de scară, de pasiune, da? Care vă crește până către rai. Cu această dragoste veți crește cu siguranță. Această dragoste vine ca un bici, adică atât de iute, că nici nu v-ați așteptat să vină în viața voastră. Așa simt pentru unii dintre voi. Așa simt. Am zis, pentru unii e atât de intensă dorința, că doar a apărut și diavolul, da, încât ați vrea să experimentați chiar un pic mai mult. Dar să nu vă îndepărtați de această scară spirituală, pentru că nu ajungeți la spiritualitate prin aceste jocuri de această dorință de a domina, jocuri de, eu știu, care e mai puternic, care e mai slab, care este șeful, care este, eu știu, executantul. Acum o să mai amestec încă o dată. Deci nu prin jocuri că v-a apărut și șapte de spade, nu prin jocuri mentale, poate unii dintre voi sunteți între două persoane și trebuie să alegeți că ați avut îndrăgostiții. Între o persoană care vă manipulează mental, eventual vă domină într-un fel sau altul sau se lasă dominați doar ca să vă aibă, este și varianta asta de victimă, așa zisa victimă, da? Și o relație în care există reciprocitate, există egalitate în felul în care vă exprimați, vă oferiți gesturile de tandrețe. Și prin acea relație puteți crește, că ați avut scara, da? Taur. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur, iunie 2019. Ce vă doriți voi, ce își doresc ei? C-o fi din trecut, c-o fi din prezent, rămâne de văzut. De ce vă este frică vouă? De ce le este frică lor? Nu este o carte frumoasă. Ah, 10 de cupe. Vai, cum să nu? Mai, deci unii dintre voi chiar sunteți îndrăgostiți, dacă nu vă îndrăgostiți rău. Pentru că ce înseamnă 10 de cupe? A apărut și mai devreme, uitați-vă în urmă. A apărut 10 de cupe. Repet, unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de apă sau o persoană foarte emoțională care va atinge inima astfel de cupe, va atinge inima într-un fel în care nimeni n-a mai făcut-o până acum. Vă simțiți foarte emoțional în preajma acestei persoane. Nu contează zodia. Ei, ce vă doriți? Vă doriți totul. Și aici era păcălalea. Unii dintre voi, într-adevăr, sunteți intoxicați de atâta dragoste și de atâta dorință. Ce înseamnă 10 de cupe? După cum vedeți, un cuplu fericit în care cei doi s-au iubit, au experimentat multe lucruri frumoase, au o grădină, sunt într-o grădină, în grădina lor, în casa lor, în curtea lor, în realizările lor. Au abundență, avem fructe, avem ce smochinul. Smochinul e un fruct foarte erotic. Aveți o legătură erotică foarte, foarte frumoasă între voi doi. Și în primul și în primul rând aveți încredere. După cum vedeți, ea se pregătește să plece, da? Ați avut, eu știu, acel moment de tandrețe. Ați făcut dragoste. Și nu vă sătura să faceți dragoste, pentru că deja sunteți într-o căsătorie, deja sunteți într-o relație. Asta e visul vostru, asta vă doriți, da?
Ei, ați făcut dragoste, v-ați simțit bine. El se duce la job, ea rămâne, eu știu cu ce se ocupă, poate lucrează acasă. Bănuiesc că nu e casnică. Îl mai invită la o nouă partidă. Ideea este că lasă să plece, știe că el va veni, are încredere, aici vreau să ajung, are încredere că nu va fi înșelată. Știu amândoi că se iubesc atât de mult unul pe altul încât dacă unul pleacă la treburile lui, se va întoarce cu siguranță, cu aceeași pasiune să-și iubească partenerul. Asta vă doriți voi. O dragoste perfectă. Eventual, dacă v-ați îndrăgostit de cineva, vă doriți eventual o casă, o familie. Super, super, super frumos. Hai să vedem ce-și doresc ei, să vedem dacă sunt cei noi sau cei vechi. Cavalerul de cupe. Și ei sunt foarte emoționali. Ideea este că acest cavaler de cupe este un pic gelos. Da? Dacă voi vă doriți să aveți încredere, ei încă nu au încredere sau poate schimbați rolurile, rămâne de văzut. Pe de altă parte, este posibil să fiți la distanță pentru că acest cavaler de cupe nu contează că e bărbat, că e femeie, da? E o energie. Își dorește să vă scrie ceva, eventual să-și exprime emoțiile, dar nu poate. Tot scrie și nu iese. N-are experiența, cum am spus, puteți fi voi? Pot fi ei, n-are experiența exprimării emoționale. Sau dacă are, sunt și ei atât de emoționați încât nu știu cum să exprim. Poate dragostea este o dragoste atât de nouă, de diferită de toate câte ați experimentat și voi și ei, încât nu știu cum să exprime această nevoie de dragoste, eventual această ofertă sau poate le este dor de voi și nu știu cum să exprime, pur și simplu nu știu cum să exprime. Înțelegeți? Probabil că lor le place să se exprime și în scris și totuși într-un fel sau altul nu le iese sau dintr-un motiv nu pot. De ce vă este frică? De 10 de bâte. Penetrare, așa se numește cartea în engleză, da? Ce înseamnă? Înseamnă că amândoi depun eforturi pentru satisfacerea celuilalt și nu doar a celuilalt, a lor. Da? Amândoi depun eforturi. Și acum, fiind în poziția fricilor, vă este teamă cumva că voi vreți această dragoste totală, aveți 2 de 10, voi vreți o dragoste totală, o dragoste ideală. Dar fiind vorba de eforturi, nu știți dacă și ei vor să depună același efort pe care l-ați depune și voi. Poate unii dintre voi vă este teamă, unora dintre voi vă este teamă că trebuie să depuneți mai mult efort decât de obicei pentru această dragoste. Mai mult efort. Mai mult, mai mult, mai mult. Evident, nu pot să spun că nu v-ați dori o asemenea experiență în natură. Da, este vorba de energie, este vorba de efort. Vă este teamă cumva că poate ei nu vor să se implice tot atât de mult cât vreți și voi. Așa simt. De ce le este frică lor? Vai, băi, dar numai cupe, cupe, cupe. Apă, emoții. Dragoste adevărată. E dragoste adevărată aici. Dacă nu o să o simțiți, dacă n-ați simțit-o până acum. Regina de cupe. Iar ați avut receptivitate la început, ați avut regele de cupe mai devreme și cavalerul de cupe, iar cavalerul și regina. Ei v-ar dori aproape, ar dori să vă hrănească, să vă alinte într-un mod atât de tandru încât poate nimeni nu a mai făcut-o. Dar nu știu, le este teamă că vreți altceva, nu vreți să primiți această legătură foarte sensibilă. Probabil că sunteți la început sau sunt niște stări de început. Pentru că au și ei au o nesiguranță. Poate le este teamă că nu vor primi acea
vindecare de care au și ei nevoie, acea tandrețe pe care numai o dragoste adevărată o oferă. Da? Aventurile nu vă oferă asemenea tandrețe. Nu vă oferă o asemenea conexiune. Da? Acel mincinos care a apărut în influențele exterioare nu oferă așa ceva. Și le este teamă cumva că nu le veți oferi. Repet, nu contează masculin, feminin. Contează energia. Da. Cred că le este teamă că nu veți fi alături de ei. Poate că există chimie între voi, există atracție, există emoții, dar nu știu dacă veți fi receptivi la toate. Pentru că vorbim de receptivitate. Vorbim de suflet. Este teamă. Evident că dacă e teamă, nu e obligatoriu să fie și adevărat. Da? Este teamă. Că nu veți fi suficient de deschiși cât să-i primiți în sufletul vostru, așa cum ar dori să vă primească și ei. Da, cred că e la început relația. Ce aveți aici? Trei de monede. Și nebunul, avem nebunul și avem și cavaler iar de pământ, da, cineva ia, uite, cineva e într-adevăr obsedat că avem diavolul, avem lumea, cineva a făcut un cult, adoră, una dintre persoane este foarte adorată, avem lumea, da? Ar pune-o pe un pat de flori și ar iubi-o acolo. Dar avem și diavolul. Deci dragostea adevărată și intoxicare cu emoții, cu dorințe. Probabil că v-ar iubi tot timpul. Cu lumea și cu diavolul, ce pot spune? Decât că v-ar iubi tot timpul. Și da, v-ar hrăni cu emoții, cu senzații. Și ar risca să o ia de la zero cu voi. Cred că amândoi. Cred că amândoi, cred că e valabil pentru amândoi acest zero și chiar toate aceste cărți. Trei de monede. Pentru unii dintre voi, cei care vă simțiți intoxicați de dragoste, simțiți că această persoană pentru care ați făcut așa o mare pasiune, uite, marea preoteasă, marea preoteasă despre care am vorbit în celelalte etalări, în ultimile, puteți să dați în urmă să vedeți ce am vorbit la Marea Preoteasă și la lume și la diavolul. Pentru unii dintre voi, da, veți risca, cred că veți risca amândoi, pentru că ce înseamnă trei de monede înseamnă colaborare, dar în această carte, unul dintre voi îl vede pe celălalt ca pe un premiu, după cum vedeți, a luat-o în brațe și o ridică ca pe o cupă, da? Ca pe un premiu. Acesta este premiul lui. Pentru, eu știu, a suferit foarte mult, sau poate și al ei, am zis că nu e obligatoriu să fie bărbat-femeie. Poate și al ei. Cred că amândoi ați suferit foarte mult în trecut și această întâlnire este darul vostru divin. Un mesaj de la Înger pentru Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur. Nouă dragoste. O nouă dragoste despre care se pare că am tot vorbit și vine repede. Am zis ca biciu, vine ca o cometă. Stați cu mâna deschisă să o prindeți, că altfel o pierdeți, dragii mei tăurași. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur, da? E valabil pentru toți. Îmbrățișați ocazia acestei iubiri. Pentru că aveți posibilitatea să creșteți spiritual. Este dragostea adevărată. Numai cu iubirile adevărate creștem spiritual. Cele karmice uneori ne trag în jos, dar avem de învățat niște lecții. Lecția valorii și a dragostei de noi, a stimei de sine. Ce frumos! Nouă dragoste. O nouă dragoste. E în aer. E în aer. Eu știu de când a început, alegeți dragostea. Aveți credință. Sunteți fără limită. Evident, cineva e atât de îndrăgostit încât, da, este fără
limită. Avem aici lumea și diavolul, da? Sunteți fără limită în dragostea voastră. Cineva este terminat. Atât de îndrăgostit încât nu are limite în felul în care și-ar exprima dragostea. Poate cineva trebuie să aibă credință că această dragoste se va materializa cât mai repede sau se va dezvolta cât mai repede într-o relație. Relația aceea ideală, da, pe care o avem aici. Vă doresc succes, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup pe curând!